FC Petrocub Hâncești a încheiat cu o victorie convingătoare cantonamentul de pregătire pentru faza secundă a Superligii din Republica Moldova. În partida amicală cu formația georgiană FC Tel Aviv, trupa lui Andrei Martin a învins cu 2-0. Fotbaliștii grupării FC Petrocub au marcat de două ori în ultimul meci de verificare și au reușit să-și păstreze poarta intactă. Prima reușită a fost semnată de Dumitru Demian, iar un jucător aflat în probe a dublat avantajul echipei din Hâncești. Ne-am arătat destul de bine. Am încheiat cantonamentul cu meciul de azi cu o victorie cu 2-0 și mă bucur că avem moral ridicat înainte de începerea campionatului. Stagiul de pregătire s-a desfășurat timp de aproape două săptămâni în Turcia. FC Petrocub a disputat în total 6 partide amicale, în care a întâlnit adversari redutabili, printre care Dinamo Kiev și FC Pacta Hortașkent. Băieții pregătiți de Andrei Martin au înregistrat 3 victorii, 2 remize și o înfrângere. Cred că ne-am descurcat cu toții, au fost și momente grele, dar până la urmă ne-am obținut, cred că, țelurile în acest cantonament și a contat foarte mult pentru aici victorile, dar și jocul bun. Pentru mine a fost un cantonament reușit, dar un mic incident cu Melachiova, adică nu știm care e situația cu trauma, cu accidentarea care a survenit în repriza a doua, dar în rest suntem mulțumiți. Petrocub Hâncești va disputa primul meci oficial în 2024 în compania rivalilor de la FC Stăuceni. Partida este programată pentru 2 martie și va reprezenta prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Republicii Moldova. O săptămână mai târziu, trupa lui Andrei Martin va juca cu FC Bolți în prima etapă din faza secundă a Superligii, după care va urma confruntarea cu Sheriff Tiraspol, care va avea loc pe 16 martie.